Nu vă rupe, păi nu, că trebuie tăiat astea. Hai să ridicăm. Așa. Opa. Așa. Da. Desfacem de aici? Da. Așa. Dar cum? Că care tot instalația. A, ba nu, stai că avea aici. Uite. Uite așa. Fac. Fac. Ai prins pe dedesubt. Așa. Bun. Facem rapid unboxing-ul. Unboxing la trambulină. Trambulină. Avem trambulină. Da. Salutare, dragi prieteni. Bine m-am găsit. Haide. Stai așa. Uite. Așa. Bine m-am găsit la un nou videoclip. Ne-am luat trambulină. Deci ne-am luat, pot să zic, prima noastră trambulină, pentru că avem o trambulină medie, nu foarte mare, dar nici mică. Dar pot să mă dau și eu în ea. Adică e o trambulină care suportă diferite greutăți de la mic la mare. Da, tati? Așa, pune-le pe alea deoparte. Și acum o să o desfacem și o să ne apucăm să o asamblăm, să o montez, să văd exact. Dar o să vedeți despre ce e vorba, acum nu mă mai lungesc și ne apucăm să o montez. Așa că, un mare like pentru trambulină! Mare, l-ai pus pe trambulină! E grea, mă, cutia asta, cred că are 70 de kg. Poate chiar mai mult. Așa, hai să vedem acum cum ne apucăm noi să o facem, exact. Ce s-a întâmplat aici? Ale scoți, da, stai cu tine, tati. Așa. Ui. În trambulină asta, așa, vedem astea pentru ce sunt. Așa, exact. Hai, pune-le acolo, pune-le lângă. Mai întâi, avem bara de protecție. Pune și pe asta acolo. Așa, apoi facem unboxing, vedem ce avem aici. Toată trambulina, bineînțeles, că altceva ce am putea să avem. Așa, mai am încă una. Așa, aici avem niște, aici cred că tot fel de șuruburi și alte lucruri. Da, la mine. Ți le dau ție, că sunt grele. Hai că le pun aici. Sunt foarte grele astea, Nicolas. Ia câte una pe rând. Pe rând, tati. Așa, uite, aici, astea-s picioarele, cred. Picioarele, lăsile aici, lăsile pun în față. Așa. Am cum grele de grele, tati. Nu sunt foarte grele, dar sunt destul de grele. Așa. Nu, trebuie să le lăsi aici, păi trebuie să le lăsi aici. Că altfel o să le facem bine, o să le asamblăm. Uite, am picioarele de protecție. Pune acolo. Acolo, pun. Asta e buletele de protecție. Mare. Ca și trambulina aici, mare. Asta ce mai rămas? Asta e trambulina. Plasa pe care sărim. Asta e plasa pe care o să sărim. Ia să vedem noi. Cât e de mare? E mare. Uite, mai mare. Nu mă vezi, nu? Da. E mare. Așa. Hai să punem aici. Asta și aici mai avem iarăși. Hai, mă zic. Așa. Niște alții. Spori. Bine, bine. Ok. Asta. Acum hai să vedem cum începem să montăm. Trambulina are 2 metri și jumătate, 2,44 scrie pe carte și pe cutie și peste tot, 2 metri jumate diametru și undeva la 2 metri 70 și ceva parcă înălțime, aproape 3 metri înălțime. O trambulină medie, cum am zis, erau și de 3 metri jumate și mai mari sunt, și, dar e în funcție de spațiu, în funcție de nevoile de început, dacă pe viitor. Vedem cum o să fie cu asta și peste câțiva ani îl văd că sare bine și dă dublu, triplu salt, șurub și așa mai departe, iau una mult mai mare. Piulita dintre asta. Care? Una de asta. Și un șurubela, așa de la cu care strâng, da? Care? E ăsta mic? Nu, uite de celălalt alb. Ăla, da. Exact. Mulțumesc. Așa.
Asta ar fi ultima aici, a? Da. Ia, verifică-le pe toate, uite-te dacă am ratat vreuna, da? Uite-te atent dacă le-am pus pe toate, da? Ce am pus pe toate. Da? Da, toate șurubul. Foarte bine, mă bucur. Mai sunt peluciat mic. Mai sunt de alea pentru că trebuie să mai prindem la picioare. Acum o să o ridicăm și o să o punem în picioare. Mai sunt puține. Puține, nu contează, gata. Uite. Perfect. Două, trei. Avem cercul. Două, trei. Două, trei. Pune-le în cutie pe alea. Așa, acum am ajuns ca să punem picioarele astea, tati? Da. Uite așa. Ridicăm. Ia, ia piciorul. Așa. Ia, bagă-l și tu pe ăla acolo, în capătul ăla. Ia. Așa. Așa. Hai să vedem. Așa. Nimerești? Da. Acolo. Stai așa că va trebui ridicat. Îl ridică din partea asta ca să poți să... Tu le bagi bine acolo, ia. Hai. Da. Bagă-le bine, bagă-le. Ține-l bine acolo. Acolo, hai. Ia, vezi, intră. Stai că mai bag și eu una în partea asta. Da. Intră. Așa, a intrat ăla? Da. Stai așa aici că... Asta nu-mi intră aici, de ce? Nu e din partea asta? Hop, 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 hop. Stai așa. Gata-i. Avem cadru făcut. Am reușit să termin de montat cadru. Am pus șurubele și tot. Acum trecem la plasă. La plasa de sărit. O să o punem acum și să văd exact dacă am nevoie de ajutor sau nu, că trebuie să prind la fiecare arc. Trebuie să-l prind acolo în parte. Da. Da, nu cred că e greu. Chiar deloc, nu va fi greu de fapt. Iar Nicolas e ajutorul meu de nădejde. Deci nu fac nimic fără el. Mă ajută și chiar mă ajută, nu că zic eu așa, chiar mă ajută. Copil de 4 ani, dar te ajută foarte mult. Păi, tu o să-mi dai alea. Da? Da. Deci tu o să-mi le dai. Și eu o să le prind unul câte unul. Eu le prind. Păi nu știu dacă ai să poți să le prinzi tu, tati, pentru că sunt foarte greu de tras. Ia, dă niște arcuri, te rog. Hai, venim. Primul arc la trambulină, aici. La început va fi ușor pe partea asta. Hai, că e ușor, nu-i greu. Pur și simplu, le prind simplu. Dar după va fi mai dificil, că o să trebuiască să le tragem cu forță. Adu mai multe. Adu toată cutia, tati. Adu cutia, tati. Așa, poți? Așa, tati. Așa, și tu încet. Nu, puteai să stai cu cutia aici și îmi dădeai câte unul. Luam de la tine, din mânuță, dacă vrei. Uite așa. Ha. Uite, poți să prinzi și tu, dacă vrei, uite. Poți să prinzi în partea asta. Eu prind aici, tu prinzi acolo. Iei arcul, prinzi unul aici și unul pe partea asta. Da? Hai, că poți. Foarte simplu. Așa. Ai reușit? Hai, hai să reușești. Pur și simplu, pac. Le prindem. Uite, bravo! Hai, și următoarele pe toate.
Așa. Hai. Haide. Telefonul în jos. Telefonul în jos. Cine se aruncă primul? Lasă că le punem și pe alea, eu vreau așa să o testez. Sare tu! Mamă, am trampolin acasă, nu pot să cred. Avem! Da, visul meu din copilărie. Poate dau cu fața de asta. Trebuie să pun protecție, să nu tap. Hai, tate! Hai! Nu. Hai cu tate! Nu mai sali! Trebuie să punem astea! Băi! Nu mai sali! Lasă, tate, că poți să pui și aia. Ia uite, tati, cum e? Ia zi. Ia asta și pune. Hmm? Nu mă ajuti? Ba da, te ajut. Ce mai să-l ia? Trebuie să punem protecție. Așa, un mic test de început. Păi pune și protecțiile, tati, dar eu sunt prea nerăbdător. Acum am mai ceva ca un copil. Credeți-mă. Singur, dacă nu vreau. Ui, și-am amețit. Ce, tati? Le pune și pe alea acum, tati. Ui. Stai așa, că am obosit. Am să și eu un minut și gata. Uite, wow. O pun singur dacă nu pun. O pui singur? Bine. Le pune și pe alea, tati. Dar uite, poți să te pui așa puțin fără. Nu, trebuie să pun nimic. Tati, nu trebuie să fie frică că n-ai protecția, că nu se întâmplă nimic acum, că stau eu cu tine aici. Trebuie protecția. Mamă, ți-a sărit un salt pe spate, dar mi-e frică. Nu solitare! Nu solitare! Că ți-e stică! Asta se sare, tati! N-ai nimica! Deci n-am mai dat un salt pe trambulină, cred că de câțiva ani. Ia aș da meu! Acum unul. Ia ta, tati. Deci Nicolas, mamă. Mamă, deci aș da un salt acum. Dar mi-e frică. Că n-am mai dat de mult. Mai degrabă îl dau pe pământ decât să-l dau pe trambulină. Nu știu de ce, am așa o senzație. După mult timp, dar Nicolas are ceva cu protecția. El nu vrea să sare și să urce până nu pun protecția. Că așa știe el de la karate că are și trambulină acolo cu protecție. Da. Hai, tati, dau și un salt și după aia pune protecția. Unu. 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 Sper să nu pățiți. Primul! Ha! Cu ce nu frică l-am... Hai, tati, unul! Nu te mai las aici! De ce nu mă lași? Nu mă face să iei tu la ta! Nu tuburile, tati, că punem asta acum. Punem protecția asta. Când punem tuburile? Tuburile le punem după aia. Întâi trebuie să punem asta. Cum ai acum cu asta? Că e asta lungă și trebuie să le bag aici. Da, punem și cățeie pe trambulină, Nicolas.
Spune și că ți-ai pe trambulină? Nu! Nu, de ce? Că n-are voie că ți-ai. Cum să n-aibă voie, tati? O, așa să arăși ei dacă vrei. Ma, nu știu. Nu știu? Învață-mi noi. Ma, nu trebuie. Uite ce șuruburi fac. Așa, ține de acapă. Stai. Că eu bag aici, tu ții acolo, da? Da. Așa. Hai că mai avem puțin partea asta, plasa și gata. Dar din ce observ, nu are scară. Scăriță mică, nu are deloc. Nu mă așteptam la asta. Adică bine, nici n-am băgat de seamă dacă avea sau nu. Când am văzut modelul, dar asta e. Dar acum ce să facem? Stai, încet, că trebuie să o bag eu. Aici. Ești monstru sau ce ești tu? A? Nu mai faci, nu mai trage, tati, nu mai trage. Nu trage. Că da... Păi mă ajut sau nu? Că dacă nu mă ajuți, o chem pe mami. Ce frige, trambulina s-a încălzit, că-i cald. E vară, tati. Mă trebuie să pun asta. Așa, bun. Mai avem puțin, tati, plasa. Deja și fără plasă, gata, s-a urcat. Și-a făcut curaj. Îți place? Da. Da? De 10 minute îmi zice că îi place în continuu. Mulțumește că am luat-o. Da, și acum trebuie să pun cercul ăsta. Să vedem. Uite, stau, prind asta. Fac mari gălăgie. Faci mari ce? O gălăgie aia nu vede. Așa, cred că trebuie, nu? Așa, și mai e capacul ăla. Opa, opa. Capacul. Să prindem. Stai, a picat. A? A picat. A picat. A picat, asta trebuie să-l prind. A picat! Așa, cumva. Brașnic, ăsta. Ești un copil foarte brașnic. Papa! Cățeluș. Tati! Tati! Da! Da, mă, lasă sar cu tine? Da. Poți să sar acum cu tine? Hai, vin și eu? Da, la șasca, vin. Așa ca tine? Mm-hmm. Sărim amândoi? Așa. Hai, așa, ia. Hai, bombă! Hai! Tu sari prea tare. Eu sar prea tare, hai că sarim încerc cu tine, hai. Îți cam greu. Încerc să-ți cam greu? Hai, dă mâinile la mine. Dă mânuțele, uite. Nu sărim, uite așa, sărim încerc. Hai. Amândoi dat, sari. Hai. Nu se strică, tati, ne ține. Opa, hai, sus, până sus. Hai. Hai. Mă dau jos? Hai, mă dau jos. În fund, hai. Ah, dar ce bine e aici, zici că e un cort. Așa, da. Ai șalit de scurtii. Cred că o să mă joc mai mult eu decât tine. Bine, dar nu mai poate, de jumătate de ori, de când mai continuu să fac aici, să pun partea de sus, continuu sare, deci în continuu. Îi place și mă bucur foarte mult că îi place, sincer. Da. Deci mie îmi place fără plasa aia, dar pentru protecție, pentru copii, e perfectă. Da. Că pentru ei doar am luat-o mai mult. Da, și eu sunt tot un copil care îmi place să sară. Da, leg partea de jos și e gata. E gata, acum am plătim aici. Asta. Ce? Leg aici, tati, ca să poată să fie bine. Să fie treaba bună. O, cât ai legat. Ai legat foarte bine. Ai legat foarte bine? Tu ai legat foarte bine. Da, mulțumesc. Dar ai grijă planta asta. Că vreau să le iei pe mine. Da, acolo nu leg. Ce? Ia și pe acolo. Da? Că nu pot să iagă și pe aici. Da. Iagă pe unde ești.
că nu pot să ies de aici. Nu pot? Nu. Da. Asta a zis tata. Da, tata. O să ies pe unde? Nu, la toată lumea. Iată, puțin, cam lungă. E lungă asta? Puțin. Vine bomba. Uite, bomba e că! Da, uite cum s-a luat. S-ar face frumos. S-ar frumos. Ia uite cum s-a. Ia uite! Cât de sus poți să sari? Ia! Cât mai sus? Bună sărbătoare! Da. Ce ai făcut? Ai închis tot? Da. Ai închis-o de tot? Da. Da? Intru și eu? Da. Mă primești de acum? Gata? Da. Așa. S-a întunecat afară, vine ploaia, s-ar putea. Opa, stai așa. Vă invit acum pentru prima dată și pe voi. În mod oficial am finalizat trambulina. Adică am terminat-o de asamblat, că nu era mare lucru de făcut. În aproximativ 2 ore, să zic cam așa. O oră jumătate, 2 ore maxim, dar nu mi-a luat 2 ore. Unde te duci, mă? Ai ieșit pe margine, prin afară. Da, se învârte pe margine. Da, top. Dar ce faci? Ia uite și pe dedesubt. Ce faci? Una, două, 10.000. Op, op, op. Am amețit dacă mă uit la camera așa. Da. Bun, hai să facem încheierea la video, tati. Cam asta e treaba. Am luat o trambulină. Visul meu din copilărie, din adolescentă, pot să zic așa, de când am început să practic parcurs. Mă închizi acolo? Parcurs și sărituri și tricking și alte nebunii. Mereu mi-am dorit să am o trambulină acasă. N-am avut posibilitatea, așa că... Dar la acum ajuns și ochii? Neapărat n-am avut posibilitatea. Nu mi-a trecut prin cap foarte mult atunci să-mi iau una sau așa ceva. Vrei să închizi, tati? Lasă-o așa, tati, nu-i nevoie, că ies și eu imediat. Vreau să închidă plasa, ușa, să zic. Și m-am gândit ca pentru Nicola și pentru Miruna, care mai are până ce o să sară și ea, trebuie să mai crească, să le iau o trambulină copiilor, să se învețe să sară, nu neapărat să facă ce fac eu în niciun caz. De ce să ies? De ce vrei să sari? Adică poți să sari, nu că de ce vrei să sari, ce spun și eu aici, stai așa că ies, hai, dacă vrei să te las pe tine singurel, hai, trage, închide-o tu dacă dorești tu. Bun, îl las pe el singur să-și facă de cap acolo. După cum am spus, pentru el și pentru Miron am luat trambulina în principal. Dar și pentru mine, să pot să mai sar și eu așa câte puțin. Am sărit destul, da? După cum știți, eu am probleme cu genunchiul și mai greu cu săritul. Pot să sar, după cum ați văzut, dar la risc. Aterizările le fac mai forțat și risc să mă accidentez și mai tare. Dar nu mă pot abține, pentru că e o bucurie și na, îmi place să fac asta. Dar Nicolas, dacă pe viitor o să-i placă să încerce să facă ce fac eu, nu-l oblig, adică ce am făcut eu de-a lungul anilor, sport, parkour, nu-l oblig, dar m-aș bucura să facă orice fel de sport. Și cum este la karate, deja de aproape jumătate de an face karate și îi place foarte mult, am hotărât să-i luăm și acasă o trambulină și să încerce diferite scheme, sărituri, treptat, fără să-l forțez eu nimic, fără să îl oblig, pur și simplu să facă de plăcere, pentru că așa începe să capete pasiune. Da, îți iese degețelul pe acolo, bineînțeles. Așadar, asta este trambulina, o trambulină care are 2,44 m, dar interiorul cred că are 2 metri. 2 metri interiorul și cu totul are 2,44 m sau ceva de genul. O trambulină care poate să folosească oricine, pe care, îmi cer scuze, pe care o pot folosi după cum ați văzut și eu. Eu având undeva la 70 de kg, trambulina suportă sărituri și cu mine, dar nu pot să fac foarte multe. Cam asta ar fi, dragi prieteni. Dacă vă place, dați și voi acolo un like de susținere și dați-mi idei, ce challenge-uri. De fapt, eu am niște idei, am putea să facem pe trambulină. Vrem să facem challenge-uri pe trambulină, puteți să-mi lăsați idei în comentarii. Așadar, big like, nu uitați să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. Da, deci are o oră de când sare, nu, fără oboseală.
doarme dus după. Așa trebuie. Cam asta ar fi. V-am lăsat o zi frumoasă.